Emily, dacă pun mâna să iasă, cum e? Ce să? Sper să nu se ia, deși pare că ar... Pare, da, dar nu este. Da. Nu este. De-aia mi-au cămășile mai mari ca să fiu sigur că nu își dă nimeni seama. Ce drăguț. Bă, da, zic cum a fost, dacă n-ați trece prin cadrul afeperului. Băi, Emiliana, ce faci? Vii de acasă, mi-ai zis că vii de acasă, te-ai mutat? Vin de acasă, arăt ca scoasă din cutie, pentru că sunt scoasă din cutie la propriu. Okay. O parte din hainele mele erau într-o parte, celelalte în cealaltă parte, pentru că da, ne mutăm și am reușit cu greu să fiu gata. Ia uite și pe Maj, dar ce drăguț, cât de mai frumoasă aici, doar ce am venit și mai frumoasă. Nu, e, tu ești cea mai frumoasă. Zici și mie cât de greu ți-a fost, că am văzut pe story preambul, că ți-a fost greu rău de tot să-l convingi pe Andrei să vă mutați. Nu vrei să știi. Deci, de ce a fost atât de greu? Ce? Era leneș, nu-i venea să-și care lucrurile? Ce s-a întâmplat? În primul rând, ne-am mutat acum 8 luni de zile, da. E destul de recent. În al doilea rând, el este taur. Și taurilor nu prea le plac așa schimbările, ei preferă mai mult să fie așezați la locul lor, la casa lor. Eu sunt, hai să ne mutăm, hai să facem aia, hai să facem aia. Și până la urmă, na, știi cum e, nu te pui cu o femeie însărcinată, pentru că poftele de gravidă sunt... Dar chiar ai? Adică, comparativ cu sarcina Amedei, da. Că acum poți să le compari evident, că sunt la o distanță destul de mică, da. Care sunt diferențele? Sunt multe diferențe. Uite, spre exemplu, acum am pofte. La Amedei nu am avut absolut deloc pofte. Îmi e poftă de murături, de chestii sărate, de chestii dulci, mănânc doar dacă mi-este poftă. În rest, nu prea pot să mănânc mâncare normală. De exemplu, mă pun la masă, îmi comand ceva, ciugulesc puțin și cam atât. Ceea ce nu e neapărat ok, dar dacă am o poftă, sunt în stare să mănânc și un borcan de murături întreg. Ok, și Andrei susține acest proces al tău sau ce? Băi, Emilie, nu-mi băga și tu că după aceea s-ar putea să regreți și după aceea s-ar putea să punem pe noi și nu e bine. Da, Andrei la sarcina cu Amedea s-a îngreșat vreo 20 de kilograme. Păi stai, ai fost gravidă tu și s-a îngreșat el, că da, nu, ce de, ceva nu de la calcul. Da, pentru că așa cum am făcut, cum fac acum, așa am făcut și atunci. Practic îmi comandam de mâncare sau găteam și nu mâncam. Și trebuia să mănânce. Și nu puteai să o arunce, ok. Exact, da. E un băiat strângător, îl cunoști doar, știi ce zic? Și asta s-a întâmplat, el s-a îngreșat foarte tare, iar acum are mult mai multă grijă la dietă. Iar eu nu știu, sunt bună de făcut copii, aparent nici acum nu pare să iau în greutate, dar nu se știe niciodată. Ok, dar asta a fost o chestie planificată la voi sau a fost ceva inopinat? Mai, noi ne-am dorit foarte tare să mai facem un copil când Amedea avea vreo 6 luni pe acolo și am încercat și încercam cu teste în fiecare săptămână, în fiecare zi, bam, verifică perioadele, hai să vedem, nu s-a întâmplat, știi? Și am zis ok, dacă nu vrea Dumnezeu, lăsăm lucrurile așa, când o să vrea Dumnezeu, o să ne trimită și cel de-al doilea copil și am lăsat lucrurile așa. Și practic ni l-am dorit, dar nu a fost neapărat planificat, pentru că s-a întâmplat așa, o magie când ne așteptam mai puțin, practic, în toată agitația, în tot tămbălău, hop! Dar orgoliu masculin iese cumva la iveală din Andrei și și-ar dori și el un băiețel? Nu! 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 Andrei vrea în continuare fetiță, eu simt că este băiețel, dar el simte că este fetiță. Pe Amedea, spre exemplu, a visat-o când eu aveam, nu știu, eram... La 3 săptămâni, 4 săptămâni, pentru că la Amedea am aflat mult mai repede. Acum, cred că am deja 2 luni jumate. Ok, deci nu știm, nu știm, nu că nu vrem să anunțăm, dar nu știm. Sexul copilului? Da, la 4 luni se află. Nu. Eu nu știu, dacă n-am avut tangențe cu asta, n-am de unde să știu. În mod normal se află când faci testul acela Harmony, se fac niște analize mai amănunțite și atunci îți spune concret 100% exact ce o să fie, dar probabil o să facem un baby shower. Când bagi acu în balon. Ros sau albastru. Da, exact. Dar vezi tu că acum e tricky, că e 2022 și nu mai e ros sau albastru. Trebuie să lași să-și aleagă. Da, dar... La 20 de ani, gen. Nu? Da, da, cumva, dar nu știu, adică cred că are treabă cu ros sau albastru. Puteți să facem cu ros sau albastru. Adică vreau să facem cu ros sau albastru. Îmi place cu ros sau albastru. Ok, ros sau albastru. Deci o să știm exact. Ne anunți? Normal, păi nu veniți? Păi mă inviți? Invitația oficială se întâmplă chiar aici, doamnelor și domnilor, la fața locului. La... Și cine înțeapă? Păi înțeapăm, cred că amândoi, nu? Deci, toți trei. Eu pe parte, Andrei pe parte și Amedea pe cealaltă exact, parte, da, știi? Da, da, să fie cum trebuie. Dar ea e prea mică să-și dea seama ce urmează? Adică nu. Înțelege ce urmează? Înțelege foarte bine și a venit și mi-a pupat burtica de mai multe ori. Mai ales atunci când mi s-a făcut rău și am venit de la urgență, practic în momentul în care am aflat, zici că a știut, zici că cineva i-a spus, a venit și mi-a mângâiat burtica.
a pupat-o, mi s-a părut absolut incredibil. Deci momentul ăla nu o să-l uit în viața mea, a fost ceva wow. Și încă o chestie, am mai făcut o mișcare pe de-a lungul timpului, se uita printre picioare, știi, se uita așa. Și am postat chestia asta pe Instagram recent, iar oamenii mi-au spus: hei, să știi că asta prevestește că o să aveți un copil. Și eu eram din ce? Am făcut asta cu mult timp înainte să, ca noi să aflăm că o să avem chiar un copil. Deci a fost o chestie, nu știu, e... Bebelușii să simt între ei, e da, ceva incredibil. Da, asta zic, da. Mi s-a părut tare. Băi, poate cine știe. Îți dorești copii? Dacă apare o fată la un moment dat cu care să se întâmple lucruri, you never know. Exact. Na, din dragoste, totul exact. Din dragoste. Să știi că, uite, eu nu mi-am dorit neapărat să fiu mamă tânără, adică nu aveam chestia asta în minte, însă în momentul în care l-am întâlnit pe Andrei, atunci am zis da. S-a activat toată treaba. Da, vreau să fii tatăl copiilor mei și vreau să-i facem de tineri și chiar așa s-a întâmplat, știi? Ce frumos. Îți mulțumim, Emily, pentru această doză de optimism, în ideea în care mai există dragoste adevărată cu un rod real. Da, chiar există cu un rod sau cu două. Bă, dar chiar mă, dacă gemeni. Ar fi tare, ar fi super tare. Ar fi tare. Trei copii, Emily, da! Trei copii. Pot să fac, I can do it. Chiar. Te pupăm și te iubim, pa. Și eu, mai.